Nu se asima să respectator, vineri 17 ianuarie 2014 am participat la o acțiune foarte frumoasă pe care a realizat-o Liceul Slavic din Panciu, în cadrul zilelor orașului Panciu. Acolo a fost prezentă și doamna inspector general, doamna profesor Vasilica Zaharia, pe care am rugat-o să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce a trăit domnia sa, emoțional vorbind, vineri, la această acțiune superbă. Bună seara, doamnă, și mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră astăzi. Câteva cuvinte în legătură cu acțiunea de vineri, vă rog frumos. A fost foarte emoționantă. Bună seara și într-adevăr, vineri am trăit niște emoții deosebite, chiar dacă, așa cum am spus și vineri în fața celor prezenți la întâlnirea de la Casa de Cultură din Panciu, am participat mai mulți ani la rând la această zi în care Liceul Ioan Slavici din Panciu își serbează ziua numelui. De data aceasta, emoțiile au fost cu mult mai mari, probabil datorită și cu siguranță datorită prezenței preasfințitului Ciprian în mijlocul nostru. Nu știu dacă adresarea pe care am avut-o a fost întru totul corectă, dar în sufletul meu, orice preot care apare este părintele. Și de aceea, așa cum spun, părintele Ciprian. Și îmi cer iertare dacă greșesc. Și eu la fel, pentru că asta este situația. Așa m-au educat și m-au format părinții, să respect preotul, este părintele duhovnic sau nu, este părintele al doilea, este părintele spiritual. Mi-aduc aminte, plecam de la maestru David Ohanezian în urmă cu niște ani și domnia sa avea aproape 80 de ani și în poartă apare un preot tânăr și maestru îi spune să rămână părinte. Deci maestru David Ohanezian, care avea aproape 80, da, îi spunea să rămână unui preot care era foarte tânăr. Noi am apucat încă tradiția asta, așa cum ați spus, pentru noi preotul este părintele, căruia îi săruți mâna, căruia îi spui să rămână. Da, și cred că la vremea când noi eram copii, familia avea un rol cu mult mai mare decât acum. Nu se preda religia în școli și atunci educația religioasă, moral religioasă, se făcea doar în familie. Probabil că am rămas cu acest sentiment al dragostei față de părinte și față de biserică din ce am trăit în familie. Legat de faptul că acum copiii beneficiază de prezența preoților și la ora de religie, nu în toate cazurile, pentru că sunt și profesori care predau religie în afara preoților, cred că este benefică pentru că din totdeauna morala creștină a sprijinit formarea tinerilor, a oamenilor în general. Ce pot să vă spun este că eu am o oarecare reținere față de acordarea notelor la clasă, la disciplina religiei. Eu cred că această disciplină nu trebuie să fie cu notă. Notă, da, în catalog. Și eu cred, dar la fel. Dar e părerea mea și deocamdată ne supunem rigorilor care există. În orice caz, a fost o acțiune foarte emoționantă, foarte frumoasă. Am văzut copiii care ascultau cu mare atenție, nu se auzea o șoaptă în sală, un lucru extraordinar, nu? Eu eram obișnuită, da, cu forfotă. Cred că inițial copiii și-ar fi dorit să pună întrebări, să poarte un dialog, însă prezența Preasfințitului în mijlocul lor nu a intimidat, pur și simplu a blocat orice fel de intervenție a copiilor care s-au trezit în fața unui om care le vorbea despre morală ca despre un lucru pe care ei deja îl știau, dar pe care nu reușeau să-l găsească undeva anume. Și le-a arătat unde sunt locurile și punctele în care ei pot să-și ia ceea ce îi interesează și ajută în formare mai târziu. Un om
cultură deosebită, un intelectual desăvârșit, care cu o, ați văzut cu câtă simplitate le-a vorbit copiilor, exact. Cu atâta simplitate și cu, încât toată sala era, de-aia am și ținut foarte mult ca tot ce s-a întâmplat acolo să vadă și telespectatorii noștri și nu numai ai noștri de aici, ci din toată lumea, pentru că, repet, suntem și online și văd că avem destul de multe intrări online, indiferent ce se spune, că văd și eu că am mai luat o razna situația cu învățământul românesc pe care îl leagă de corupție, dar eu cred că sunt cazuri izolate. Ceea ce predomină în învățământul românesc este totuși bunul simț, este pregătirea colegilor noștri profesori care depun eforturi serioase ca lucrurile să meargă bine și lucrurile merg bine până la urmă, nu? Ca o replică a ceea ce dumneavoastră ați, sau o confirmare de fapt a ceea ce ați spus, este faptul că în Casa de Cultură de la Pange ne-am întâlnit generații mai multe. Ne-am întâlnit actualii profesori cu o experiență mai mare sau mai mică, dar ne-am întâlnit cu foștii profesori ai școlii care erau doar ochi și urechi la tot ceea ce se vorbea acolo și erau încântați că pot să participe în continuare alături de copii și colegi la astfel de activități. Eu sunt foarte bucuroasă că și dumneavoastră ați avut acela sentiment de liniște, nu? Până la urmă, tot discursul preasfințitului a fost, eu știu, un noian de gânduri frumoase care s-au așezat așa frumos în sufletul nostru. Nu? Da, mi-a plăcut. Vreau să vă spun că dumneavoastră ați plecat, că aveți probabil alte activități, dar noi am rămas și aproape majoritatea din cei care au rămas în sala Casei de Cultură mai aveau câte ceva de întrebat și părintele cu mare drag a răspuns tuturor la ceea ce aveau neclar sau vreau să discute cu dumnealui. Da, pentru că e o persoană care într-adevăr a studiat religia atent de tot, în profunzime. Religia e un lucru cu totul, am spus între ghilimele, un lucru, e o filozofie cu totul specială pe care dacă nu o stăpânești bine, o împrăștii greșit în lume. Da, și e normal ca doar cei care au har să facă lucrul acesta, care au cultură religioasă, exact, serioasă, care înțeleg fenomenul, pentru că este un fenomen. Știi, mie mi-e greu să vorbesc despre religie, pentru că noi totuși n-am avut, așa cum bine ați spus, o educație profund religioasă, decât ceea ce m-a învățat mama și tata acasă, că noi am apucat vremurile când erai trecut pe hârtie dacă te duceai la înviere, de exemplu, și se făcea discotecă în noaptea de înviere, în mod ostentativ. Astea au fost vremurile, nu vreau să blamez. Da, dar trebuie să ne apreciem părinții care au avut grijă să suplinească. Și să-mi aduc aminte cu câtă plăcere mergeam în Vinerea Mare să ne împărtășim, nu? Exact. Sau mergeam la prohod și treceam pe sub masă. Nu? Sunt amintirile copilăriei. Chiar dacă la vremea respectivă nu ne spunea nimeni nimic despre religie la școală, părinții au avut grijă ca noi totuși să avem și o astfel de formare. Eu, din păcate, stimați telespectatori, nu putem să stăm mai mult astăzi de vorbă în fața domnilor voastre, dar vă promitem o discuție așa mai în amănunt, nu numai pe tema asta, că sunt multe teme de abordat la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, dar vrem să vă prezentăm integral ce s-a întâmplat, între ghilimele am spus, ce s-a întâmplat vineri 17 ianuarie 2014 la Panciu, la Casa de Cultură. Deci, haideți să urmărim împreună. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Cu mult drag. Și mult succes în continuare. Mulțumesc și multă sănătate și bucurie și tot ce își doresc telespectatorii să se împlinească în anul 2014. Și felicitări organizatorilor. Exact, i-am felicitat și în sală. Felicitări organizatorilor. La participare. Preasfinția voastră, domnule deputat, domnule prefect, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, dragi elevi, în primul rând bine ați revenit în Vrancea
și în Panciu. Ne face o deosebită plăcere și onoare când sunteți în mijlocul nostru. Vă rog ca să-mi permiteți să vă transmit din numele președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan, elevilor și profesorilor liceului Ioan Slavici, un călduros la mulți ani și mult succes în activitățile viitoare. Este un liceu de tradiție care a câștigat foarte multe premii la concursurile organizate de-a lungul timpului în județul nostru, unde și Consiliul Județean a sprijinit de cele mai multe ori aceste activități, pentru că instituția noastră și președintele Consiliului Județean este întotdeauna alături de tineri și de elevi. Vă mulțumesc! Vă doresc mult succes în continuare și să auzim de bine. Vă spun și eu la rândul, bine ați venit și îmi exprim bucuria și plăcerea de a vă avea astăzi alături de noi. A spune că alăturarea biserică-școală mi se pare cea mai fericită și mai fecundă conjuncție pe care se poate întemeia tot ce înseamnă educația unui tânăr din ziua de astăzi. Mai cu seamă din vremurile societății în care cu toții astăzi conviețuim. Sub aspect teleologic, ca scop, a spune că atât biserica cât și școala țintesc un set de valori comune. Și mă bucur că astăzi are loc acest eveniment în comunitatea orașului Panciu, o comunitate care are suficienți tineri, o bună parte dintre ei, fiind și elevii Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu. Eu vă mulțumesc foarte mult în numele corpului profesoral al tuturor elevilor pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi și de a ne spune cuvinte pline de înțelepciune. La mulți ani, un an bun și vreau să vă spun că de câte ori vin la această sărbătoare a Liceului Ioan Slavici am emoții, pentru că vin la o școală de tradiție, vin la o școală pe care comunitatea a sprijinit-o dintotdeauna și care a obținut rezultate frumoase de-a lungul timpului și căreia îi doresc să meargă pe acest drum în continuare. Vreau să, cu permisiunea noastră, să aduc în amintire pe fostul primar, pe domnul Petre, care ne-a fost alături nouă și dumneavoastră foarte mult timp și care a inițiat împreună cu conducerea școlii aceste zile ale Liceului Ioan Slavici. Cred că ne amintim cu toții cu cât drag venea și ne spunea cuvinte calde la zilele școlii. Pentru mine a fost un foarte bun colaborator, îi păstrez via amintirea și doresc ca și de acum înainte relația inspectorat școlar, indiferent cine va fi la conducerea inspectoratului școlar, să fie la fel de bună cu conducerea orașului Panciu. Mulțumesc bisericii că este alături de noi prin preasfințitul Ciprian, nu știu foarte bine dacă m-am... Arhiepiscopul Buzăului și Vrancii. Mulțumesc pentru ajutor! Și faptul că astăzi și-a rupt din timpul dumnealui, care este foarte prețios, să fie alături de școală, să ne dea câteva sfaturi despre cât de mult trebuie să fim atenți în educația elevilor, pentru mine înseamnă un efort foarte mare și în același timp reprezintă dragostea cu care dumnealui se alătură nouă dascărilor și vouă, dragi elevi. Vă urez la mulți ani, vă urez să aveți rezultate frumoase și tot ce vă doriți să se împlinească. Aici, în mâna mea dreaptă, avem și profesori pensionari, cei care au contribuit la educația unor oameni care acum se află în postul cheie, sunt profesori universitari, ingineri, avocați, doctori și așa mai departe, judecători. De asemenea, sunt acești profesori tineri care îndrumă elevii de la Liceul Ioan Slavici. Noi mai avem un liceu, liceul Alexandru Ioan Cuza,
Și suntem mândri de munca domnilor lor, le purtăm respectul și de asta i-am invitat astăzi aici, pentru că pentru mine, dar și pentru dânsii, este un eveniment deosebit că vă aflați în prezența noastră. N-au prea sfinția dumneavoastră, vă rog să vă ascult. Când mi-am propus să vin în mijlocul dumneavoastră, Părintele Protoiereu Vasile Dabija mi-a spus că liceul va sărbători pe parcursul mai multor zile un eveniment care vă marchează școala, de vreme ce va afla sub oblăduirea unuia din mari scriitori, jurnaliști și oameni de cultură, cum este Ioan Slavici, cel care și-a dat ultima suflare chiar aici, în apropierea orașului Panciu, din câte știu. Și cred că este mormântat la Schitul Braz, la Mănăstirea Braz. Nu știu care mai este mormântul, dacă mai este mormântul acum, la Mănăstirea Braz. Așa cum sunteți dumneavoastră elevi ai liceului, pe vremuri, eram cu toții pasionați de literatură, de poezie, și am citit la vremea noastră, pentru că eram și obligați, aveam datoria să citim romane ale lui Ioan Slavici și nuvele, cine nu știe, de Moara cu noroc, nu, sau Pădureanca, și mai ales o nuvelă foarte importantă care ne privește pe noi preoții, Popatanda. Sper că ați citit această nuvelă și că ați fost la fel de sensibilizați ca și mine, mai ales către ultima parte a acestei nuvele, de care, amintindu-mi de fiecare dată, simt un fior, pentru că, prin acea nuvelă, Ioan Slavici a vrut să dovedească cât de important este omul lui Dumnezeu. Pentru că așa se încheie nuvela, de câte mi-aduc aminte. Dacă cineva care a înaintat în vârstă, mai înainte, la începutul misiunii sale preoțești, a preotului trimis în localitatea Sărăceni, ce spunea? Popa nostru e omul dracului. Când îi invita să lucreze în curtea parohiei și la biserică și către sfârșitul vieții, trecând prin fața casei parohiale pe care l-a zidit-o, cu o biserică înfrumusețată, înnoită, în care slujea acum fiul său, preotul de altă dată, în vârstă, cu barbă, cu doi nepoți pe genunchi, așa se juca cu nepoții și acela care odinioară spusese popa nostru omul dracului, la sfârșit s-a oprit în fața casei și a scos căciula și a făcut semnul cruce și a zis, ține-l, Doamne, că a fost omul lui Dumnezeu. Și prin aceasta Slavici a vrut să arate cât de importantă este omul de caracter și, în cazul preotului, omul care își îndeplinește misiunea sa sacră într-o comunitate, este capabil să transforme conștiințe, să formeze caractere și să-L facă prezent pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Și de aici proverbul românesc că omul sfințește locul, oriunde s-ar duce. Dacă își face datoria cu conștiinciozitate, dacă este un om sincer, un om harnic și transparent. Și mai ales dacă arată iubirii față de aproapele său și se implică pentru binele unei comunități. Aceasta amintindu-ne de Ioan Slavici, pentru că venind încoace și reflectând la scriitorul Ioan Slavici, ne-am adus, fără voială, aminte de novela Popatanda. Și când eram la seminar, Părintele Mihalachi ne sfătuia întotdeauna, citiți Popatanda. Și mai este o novelă scrisă de un scriitor rus, care e vorba tot așa de un preot, Kiril, în slujba adevărată, se numește de Potapenko. Exact, este o variantă rusă a lui Popatanda. Dar când vă spuneam că am luat decizia să vin în mijlocul dumneavoastră, pornind de la două evenimente. Unul s-a petrecut spre sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, 2013, la liceul Eminescu, colegiul Mihai Eminescu din Buzău,
unde am lansat o carte numită Unde e lege, nu-i tot meală, pe care am editat-o și tipărit-o împreună cu Societatea Biblică Interconfesională, unde eu sunt președinte, și acolo unde sunt prezentate din punct de vedere religios, din punct de vedere al bisericii și apoi din punctul de vedere al codului penal, faptele și consecințele faptelor celor care sunt certați cu legea, și legea morală și legea omenească. Și am fost plăcut impresionat să văd numărul mare de elevi într-o aulă mult mai încăpătoare decât aceasta, și au fost foarte, foarte atenți și foarte receptivi la ceea ce nu numai eu, ci și ceilalți care au fost la prezidiu, le-au împărtășit. Și ulterior, după ce s-a consumat evenimentul, tinerii au fost foarte doritori să primească acea carte și mi-am dat seama că, în pofida vârstei lor relativ fragede, gândesc cu maturitate și se gândesc cu responsabilitate la ceea ce fac acum și ceea ce vor face în viitor. Și al doilea eveniment s-a petrecut în preajma sărbătorilor de Crăciun, când am fost colindat de un cor de excepție de aici, de la liceul dumneavoastră, și le-am spus atunci, fete din clasa a 12-a, împreună cu câțiva băieți, doar mai puțin băieți, am crezut că este un liceu, numai liceu de fete, dar este liceu și cu fete și băieți, dar cu muzica, probabil că băieții cu calități vocale sunt mai puțini. Am fost plăcut impresionat să constat ce calități vocale au fetele de aici, de la liceul Ioan Slavici. Au fost însoțite de doamna profesoară de religie, cu un repertoriu foarte bogat și nu mi s-au părut cu nimic mai prejos decât coruri celebre cum este Madrigalul. Și mi-am întărit convingerea și speranța în același timp că pentru corala nou constituită la Catedrala din Buzău, dar nu numai acolo, ci și la viitoarea Catedrală din Focșani, vom avea de unde să recrutăm soprane și altiste și, deci, membri în cor. Sigur, după liceu vor pleca la facultate, dar ne exprimăm speranța că se vor întoarce aici, în patrie, și vor fi de folos comunităților de mijlocul cărora au pornit. Deci, cele două evenimente m-au determinat ca, împreună cu Părintele Protoiereu Vasile Dabija, să mă gândesc să vin în mijlocul dumneavoastră, să vă vorbesc, fără a preciza o temă anume, pentru că n-am știut nici eu în ce constă organizarea acestor sărbători în detaliu, nici nu m-am așteptat să fiu întâmpinat de atâtea oficialități. Am crezut că voi veni strict în mijlocul elevilor și al profesorilor de la liceul Ioan Slavici, dar mă bucur că sunteți cu toții prezenți și constat că cei învestiți cu responsabilități și la nivelul județului și la nivelul orașului Panciu se gândesc cu foarte multă seriozitate și responsabilitate la educația corectă, autentică a copiilor noștri. Nu de mult l-am sărbătorit pe Mihai Eminescu și Patriarhia Română a decis, printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, ca ziua de 15 ianuarie să fie, și din punctul de vedere al Bisericii, declarată Ziua Culturii Române. Am participat la București la un anumit eveniment, unde au fost prezenți oameni din elita intelectuală a capitalei, academicieni, și acolo am spus, am reamintit, de fapt, ceea ce Eminescu a mărturisit odată despre Biserică. Că Biserica Ortodoxă este mama spirituală, mama duhovnicească a poporului român. Poporul acesta români, dragi elevi, care s-a plămădit pe parcursul a mai multor veacuri, s-a născut în același timp român și creștin. Și Biserica a fost aceea care l-a ocrotit în toate momentele de restriște, l-a protejat, l-a încurajat ca să depășească greutățile și s-a bucurat atunci când a înregistrat izbânzi, biruințe.
Acesta este și motivul pentru care vrednicul de pomenire patriarh Miron Cristea, primul patriarh al României, în 1925, a luat acea decizie să se construiască o catedrală a mântuirii neamului românesc. Catedrala mântuirii neamului, despre care se face vorbire în ultimii ani și, desigur, în prezent, pentru că ea deja a început să prindă conturi în București. Și mulți s-au întrebat de ce a trebuit să se numească Catedrala Mântuirii Neamului. Interpelat odată chiar în plenul Parlamentului României de către domnul Puiu Hașovi, că a căutat dânsul în text și a văzut ce înseamnă mântuire. Sunt mai multe explicații. Una este și peiorativă, mântuială. Noi facem însă lucruri nu de mântuială, ci pentru mântuire. Și cuvântul mântuire este traducerea grecescului sotiria, care înseamnă a salva, a izbăvi, a mântui. Și noi vorbim în biserică foarte des de mântuire și mântuitorul. Și ne dorim să fim mântuiți. Adică să fim salvați. De la ce? Cât suntem în viață să fim salvați? De primejdii, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de secetă, de boală, de foamete, de cutremur, de potoc, de foc de sabie, cum se scrie în rugăciuni. Dar să fim salvați și în perspectivă eschatologică, în viața de dincolo, de robia întunericului. Omul aici se află de multe ori sub robia păcatului și a morții, înțeleasă ca ruperea comuniunii cu Dumnezeu, iar dincolo ne străduim să avem parte de lumină și nu de întuneric. Și Miron Cristea s-a gândit la această sintagmă, Catedrala Mântuirii Neamului, din două puncte de vedere. Unul, în semn de recunoștință pentru faptul că Dumnezeu l-a ocrotit pe poporul român și l-a ajutat să iasă biruitor din foarte multe situații grele. Și tocmai se petrecuse Unirea Principatelor Române în 1859, care a fost pregătită cu foarte multă înțelepciune și cu anumite jertfe. Apoi a fost războiul de independență, după care, în 1866, s-a adus un principe străin, care la 1881 a transformat Principatele Unite în regat și de atunci, de la 1881, s-a cristalizat ideea construirii unei catedrale. Pentru că regele Carol I era catolic ca și confesiune și mergea la slujbă la Catedrala Sfântului Iosif din București. O oră la mesa catolică, după care venea din respect față de poporul român ortodox și la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală. Zisă patriarhală, provizoriu, pentru că nu este o catedrală în adevăratul sens al cuvântului. E de la 1658, a fost o biserică de mănăstire. Și regele Carol I, un catolic, a propus atunci oficialilor ca să se aloce o sumă foarte importantă de bani pentru construirea unei catedrale ortodoxe pe care chiar Eminescu și Slavici au numit-o Catedrala Mântuirii Neamului. Practic, Miron Cristea a preluat sintagma de la înaintași. Există mărturii scrise și citate chiar din Ioan Slavici, care a fost prietenul Eminescu, referitor la catedrala aceasta. Și domnul ministru, fost ministru Nicolae Noica, a tipărit, a editat o carte despre istoria acestei catedrale. Și dă citate din acești autori. Deci recunoștință în față de Dumnezeu pentru salvarea poporului român din atâtea rele, de la începutul, de când erau năvălirile barbare, de năvălirile tătarilor, apoi luptele cu turcii, până la făurirea statului național unitar român în 1918. Aceasta din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere eschatologic, eschatorul în greacă, înseamnă cele ce se vor întâmpla în viitor, după sfârșitul lumii, cum se spune. Din punct de vedere eschatologic, în Apocalipsă chiar se scrie că fiecare popor, fiecare neam, se va prezenta la judecata cea de obște cu slava lui.
Care este slava unui popor? Ceea ce a făurit aici, cât a dăinuit ca popor. Există realizări personale și realizări comunitare. La nivelul unei comunități, cum este orașul Panciu, la nivelul unei capitale și la nivelul unei țări, la nivelul unui popor. Poporul acesta creștin, care a fost binecuvântat de Dumnezeu să se formeze în acest pământ și nu altundeva, a realizat lucruri perene. Ei, aceste fapte înscrise în istorie vor constitui atunci slava poporului respectiv. Ei, construirea acestei catedrale ca expresie a credinței și demnității poporului român va reprezenta fără îndoială un element al așa numitei slave cu care se va prezenta poporul român. Și de aceea este foarte important să înțelegem necesitatea acestei catedrale. Dar nu mi-am propus să vorbesc despre ea în mod deosebit, ci am punctat pentru că se face vorbire uneori destul de des și la modul critic și la televiziune, iar unii dintre cei mai vehemenți sunt reprezentanți ai unor asociații non-guvernamentale care își propun în fiecare an să atace biserica, slujitorii ei, se străduiesc să îndepărteze icoanele din școli, de asemenea ora de religie să nu se mai facă și așa mai departe. Noi, ca biserică, slujitorii bisericii, conștientizăm responsabilitatea ce revine față de dumneavoastră de când vă nașteți și de când sunteți botezați. Aveți parte de o educație creștină frumoasă în spiritul valorilor Evangheliului Hristos și a tradițiilor românești, însă în familie mai întâi. Și aici vedem rolul părinților trupești și a nașilor care v-au botezat și care au mărturisit în locul vostru crezul la botez și au devenit părinți spirituali cu o mare responsabilitate în creșterea voastră în spiritul credinței mărturisite de ei. Până la vârsta când voi înși vă sunteți în stare să pricepeți, să înțelegeți și să vă asumați ceea ce presupune credința ortodoxă, credința strămoșească a părinților noștri. Dar iată că sunt oameni care gândesc altfel și eu însumi, după ce m-am întors din străinătate, că după facultate am și plecat, m-am întors târziu și nu-mi venea să cred. Eu care mă lăudam la greci cu poporul nostru creștin, autentic, prin excelență, nu venea să cred că a fost în stare să o drăslească și astfel de spin. Care ce urmăresc? Urmăresc să semene o confuzie în mintea oamenilor și mai ales în mintea tinerilor. Pentru că voi, dragi elevi, sunteți la vârsta vulnerabilă. Sunteți la vârsta căutărilor. Și a căuta înseamnă curiozitate. Și este normal să fiți curioși, să căutați, să cercetați, dar trebuie să vă explicați lucrurile în raport cu experiența pe care au înregistrat-o înaintașii noștri. Nu putem să demolăm sau să ștergem experiența înaintașilor și să faceți din nou voi o altă experiență. Și dacă ați beneficiat în familie de o educație frumoasă, în care părinții, bunicii v-au învățat să vă închinați, să vă duceți la biserică, să vă împărtășiți, ceea ce vă dă o pace lăuntrică și o siguranță, e normal ca această educație să se continue în școală. Acesta este motivul pentru care, în 1990, Patriarhia Română a reluat tradiția, deci a reînodat firul tradiției, de până în 1948, atunci întrerupt, l-a reînodat printr-un protocol încheiat cu Ministerul Educației și apoi prin redactarea unei legi care a fost aprobată în Parlament, pe de o parte legea învățământului, pe de altă parte legea cultelor, care reglementează necesitatea prezenței profesorului de religie în școală.
Pentru că copilul are nevoie de o educație. O educație sănătoasă. Și cu toții s-au exprimat laudativ la adresa celor care și-au făcut datoria din acest punct de vedere. E adevărat că se mai înregistrează și anumite, să spunem, lucruri negative, insuficient de bine elaborate. Dar nu aceasta reprezintă linia pe care Patriarhia, Biserica Ortodoxă Română, a îndreptat-o spre dumneavoastră. Pentru că suntem în perioada aceasta de formare, chiar, putem spune, a profesorilor, adevăraților profesori de religie, care nu au rolul să vă îndoctrineze, cum greșit se exprimă unii, și mă refer la câteva asociații și îndeosebi ASUR, Asociația Secular Umanist, care nu încetează și în fiecare an, la sfârșitul anului, înainte de Crăciun, și în perioada postului mare, în permanență, tocmai când creștinii sunt chemați la o pregătire mai specială pentru întâmpinarea celor două mari sărbători care ne marchează nouă existența creștină. Și ei ce urmăresc, așa cum exprimă însăși titulatura, Asociația Secular Umanistă. Vor să-L îndepărteze pe Dumnezeu din inimile și din conștiințele tinerilor, pentru ca apoi să devină debusolați. La un eveniment la București, unde am participat de curând, Gala Premiilor Excelență în Civism, om între oameni, le-am explicat măsura tuturor lucrurilor, spuneau grecii că este omul, nu este omul. Măsura tuturor lucrurilor este Dumnezeu omul, adică Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a devenit Dumnezeu omul. El este reperul. El este exemplu, ținta spre care noi tindem și modelul pe care trebuie să-l urmăm. Pentru că oricât ar fi de perfect omul, oricâte performanțe ar înregistra în diferite domenii, el poate fi luat ca un exemplu de muncă, da? De efort, de pus continuu. Dar din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, cultural, din toate punctele de vedere plenar, modelul prin excelență este Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, deci Dumnezeu omul. De aceea Clement Alexandrinu a și-a lăsat o lucrare numită Pedagogos, Pedagogul, în care prezintă și profesorilor și mai ales tinerilor ca model de formare viitoare pe Dumnezeu omul. Deci om între oameni este acela care își însușește toate, mă rog, experiențele sau măcar o experiență înaintașilor dintr-un anumit domeniu, dar care nu a neglijat componenta spirituală. Aceea pe care o insuflă Biserica prin slujitorii ei și prin Sfânta Evanghelie. Încât eu mă adresez dumneavoastră cu multă dragoste și totodată cu mult dor ca voi, tinerii, să aveți grijă să selectați, să discerneți corect între bine și rău. Pentru că vrăjmașul, diavol, care nu se bucură de armonie, nu se bucură de unitate, nu se bucură când omul merge pe calea cea bună, ce face? Încearcă să semene confuzie și apoi să se substituie. Să prezinte binele, răul sub chipul binelui. Și spunea un mare scriitor elvețian că cea mai mare viclenie a vrăjmașului este aceea să te convingă că el nu există. Dacă te-a convins de acest lucru, atunci ajungi la concluzia că totul îți este îngăduit. Iar Dostoievski, un alt mare scriitor rus, despre care cunoaște și a citit, s-a exprimat în Frații care Karamazov, acolo, ca o concluzie, dacă Dumnezeu nu există, atunci totul e permis. Ori, Sfântul Apostol Pavel spune, toate îmi sunt îngăduite, toate îmi sunt permise, deci, dar nu toate de folos. Și noi trebuie să avem înțelepciune, iar această înțelepciune
se dobândește încă de la această vârstă. Mai ales după ce ați depășit vârsta pubertății, sunteți la liceu, perioada de formare a caracterelor. Deci această înțelepciune o veți dobândi aici, cu ajutorul părinților, cu ajutorul profesorilor și, desigur, și cu ajutorul preotului, care are datoria să vă supravegheze de la naștere până când Dumnezeu va hotărî să ne cheme dincolo. Deci vă îndemn să fiți înțelepți, să fiți foarte atenți, pentru că numai în spiritul credinței în care ne-am născut și care ne definește pe noi, ca oameni, ca români, putem să cuprindem experiențele celorlalți, le putem însuși, le putem asuma și în același timp vom simți acea tihnă, acea pace sufletească, acea bucurie a împlinirilor și a culegerii roadelor. Dumnezeu a înzestrat pe fiecare cu mai multe daruri. Cu 5, cu 4, cu 3, cu 2, dar cel puțin cu un talent. Cel puțin cu un dar. Care este datoria dumneavoastră? Cu ajutorul profesorilor și a părinților să vă descoperiți talanții, darurile, harismele. Pe acestea să le cultivați și să vă luați rolul în serios, cultivându-le să le valorificați spre binele vostru și spre binele celor din jur. Pentru că nu trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru ceilalți. Și perioada aceasta este cea mai frumoasă din viața voastră, însă vă spun, ca unul care a trecut prin așa ceva, că mai ales în contextul acesta al informaticii, când întreaga societate este dominată de informatică care presupune grabă de viteză, perioada aceasta va trece atât de repede încât și vă dați seama. Acum și vă aflați la sfârșitul liceului, vă pregătiți pentru facultate, vă lăsați antrenați în tot felul de activități, unde veți merge, în capitală sau în altă parte, și apoi, când ați terminat facultatea, trebuie să vă gândiți în mod serios la viață. Ce veți îmbrățișa? Unde vă veți duce? Veți întemeia familie. Și vă veți trezi, deci, în momentul în care veți întemeia familie. Și e foarte important dacă ați înțeles ce înseamnă întemeierea unei familii. Și o puteți înțelege de acum, reflectând la familiile voastre, la părinții voștri, la frații voștri și așa mai departe. Deci avem atâta nor de mărturii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, atâtea exemple și din trecut și din prezent, exemple bune, care vă ajută să vă formați, să fiți oameni deplini din punct de vedere spiritual, intelectual și nu numai. Feriți-vă de rău. Feriți-vă de lucrurile care vă pot dăuna. Nu vă manifestați curiozitatea întru totul. Este un lucru îngrijorător că au ajuns școlile să fie păzite de polițiști din cauza celor care urmăresc răul tinerilor. Ei sunt vulnerabili pentru că nu reușesc să cuprindă cu mintea lor consecințele unor fapte. Și aici mă refer îndeosebi la stupefiante, la droguri, care au început să fie vândute sub diferite forme. Deci de orice, în orice domeniu să vă manifestați curiozitatea, numai aici nu. Așa cum dacă te-ar îndemna cineva neștiind să înnoți, aruncă-te în fântână, te-ai aruncat? Nu. Pentru că nu știi să-mi ție frică. Ei, tot așa. Manifestați-vă curiozitatea în toate, cheltuiți-vă timpul cu folos, cheltuiți-vă energia cu folos, îmbinând studiul cu activitățile sportive, recreative. Slavă Domnului, avem o țară atât de frumoasă, cu munți și țara Vrancei, cu munți, cu dealuri, mănăstiri frumoase. Faceți drumeții, faceți pelerinaje, mergeți în tabere. Acum granițele s-au deschis, există posibilitatea să vizităm și în străinătate. Nu stați numai în fața calculatorului, care este un pericol, să știți, pentru cel care nu are suficient de discernământ. Care, din păcate, acest instrument deosebit de util are și un revers negativ, pentru că vă înstrăinează de cei dragi, de prieteni, și vă plasează într-o lume
virtuală, mă rog, și se, așa cum am lansat eu sintagma aceasta, comunicarea impersonală. Deci el este un mijloc de comunicare, dar tinde să înlocuiască comunicarea personală față către față cu o comunicare impersonală, pentru că nu mai vezi persoană. Și atunci tânărul care folosește computerul și din păcate se lasă tot mai subjugat de acest instrument, își poate permite să transmită orice fel de informație, să primească informație, iată, necenzurată, dar nefiltrată, ca să spunem așa, și care dăunează conștiințe, dăunează sănătății mentale și spirituale a unui tânăr insuficient de pregătit pentru a înfrunta aceste pericole. De aceea, folosiți atât cât trebuie. Și eu cred că în fiecare școală, acum există catedră de informatică, există profesor care îi îndrumă, dar feriți-vă de pericolul acesta de a vă lăsa subjugați de instrumentul respectiv. Și mergeți și în excursie, în tabără, în aer liber, citiți cărți, pentru că totuși cartea rămâne instrumentul cel mai sfânt care vă ajută să vă cultivați. Nu informația pe care ieri ai aflat-o și azi ai uitat-o, ci cultura se dobândește cu creionașul în mână, citind cărți și face să nu dispară cărțile din bibliotecile dumneavoastră. Prin aceasta nu vreau să credeți că sunt un om depășit de tehnologia modernă și de aceea suntem la curent și noi, de aceea Patriarhia, toate instituțiile bisericești s-au modernizat, că nu putem, trăim în era comunicării. Dar această comunicare trebuie să fie o comunicare reală și personală. Pentru că numai comunicarea personală face posibilă comuniunea între oameni. Ele sunt, se intercondiționează reciproc, comunicarea favorizează sau ajută comuniunea și comuniunea întreține comunicarea între oameni. V-am împărtășit aceste gânduri pentru că asistăm la fel și fel de evenimente, voind și vă vedeți ce se spune la televiziune, experiențe negative din diferite școli. Eu pot să mulțumesc, iată, cu mâna pe inimă, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am avut parte de un învățământ de calitate în anii pe care i-am parcurs înainte de Revoluție, undeva la Constanța, cu profesori de elită, profesori devotați, profesori responsabili, care știau să asigure și o disciplină corespunzătoare. Pentru că nu poți să faci carte serioasă dacă nu există și un primat de disciplină și ordine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am format în vremea aceea, după care am mers la seminar, la muzeu, unde ne-am îndreptat spre altceva față de ceilalți tineri și sunt în măsură să fac o comparație. Deci rețineți că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu inteligență, cu multe daruri, să vi le descoperiți, să le cultivați și să le folosiți pentru binele vostru și a celor din jur. Și același îndemn îl adresez și dascălilor actuali și cu cuvânt de felicitare și mulțumire celor care acum sunt rezerve, nu retragere. Știți că există sintagma aceasta în armată, ofițere, rezervă și retragere. Și prea fericit i-a corectat la un moment dat, a zis, nu retragere, nu v-ați retras cu totul, ci în rezervă. Și uneori rezervele sunt mai puternice decât cei activi. Pentru că pot să vină cu niște contribuții substanțiale, așa, în rezolvarea unor probleme, care poate pe cei mai bine îi depășesc din anumite puncte de vedere. De aceea spuneam că mă adresez și dascălilor să aibă grijă cum îi ocrotesc pe tineri în școală și să fie flexibili în pofida faptului că la anumite discipline se învață și altceva cu
ceva care în mod aparent ar contrazice mesajul bisericii sau Evangheliei ce vă este transmis la ora de religie. Să nu uitați niciodată că sunteți fii al lui Dumnezeu, cu toții frați între voi, că avem un început, știm de unde venim, știm care ne este rostul trăirii noastre pe pământ și știm unde ne ducem. Acesta este esențialul. Este răspunsul, mare răspuns pe care Dumnezeu, într-un pact Hristos Domnul, l-a dat la cele mai mari întrebări și cele mai chinuitoare întrebări care au preocupat umanitatea, toate societățile umane, în toate timpurile și în toate locurile. Fără acest răspuns, viața noastră nu ar avea sens. Dar sunt încă oameni care încă îl caută. Din păcate, îl caută pentru că nu vor să-l primească pe acesta. Voi aveți avantajul, aveți privilegiul, aveți bucuria că prin credința care vi s-a împărtășit și întru care ați fost și sunteți crescuți, ați primit răspuns la marile întrebări. Asta nu înseamnă că nu trebuie să cercetați, să studiați, să vă dați mai multe să vă explicații la întrebările care vă preocupă. Dar pornim de la ceva esențial. Fiți în continuare copii buni și să știți că îmi face plăcere să mă întâlnesc cu copiii. La Patriarhie am fost responsabil mai mulți ani ca episcopicar patriarhal cu învățământul, învățământul școlii de stat și învățământul teologic, așa încât cunosc tipul de abordare pe care trebuie să și însușească dascălul și mai ales dascăl de religie și cunosc de asemenea și greutățile cu care s-au confruntat școlile și implicit biserica în această perioadă de tranziție. Sperăm să nu dureze prea mult și să ajungem așa la pe un făgaș destul de consistent, încât să nu ne mai chinuiască îndoielile. Vă felicităm pentru rezultatele bune pe care le înregistrați din mărturiile Părintelui Protoiereu și a Domnului Director când ne-am întâlnit la Mănăstirea Braz. Știu că înregistrați rezultate foarte bune în multe domenii și mă bucur. Iată, liceul Ioan Slavici din Panciu, cum este și HD-ul din Buzău, sunt cotate ca școli foarte bune la nivel național. Și mai ales mă bucur că, iată, fiind copiii oamenilor credincioși minunați din aceste zone, nu vă uitați obârșia și identitatea voastră creștinească. Nu am intenționat să intru în niște detalii, poate neplăcute, cu privire la un proiect pe care dumneavoastră l-ați realizat la nivelul școlii, la propunerea tocmai acelei asociații ASUR. N-am vrut să intru în aceste detalii, ci doar atâta să vă atragă atenția, vouă, în primul rând, elevilor, să fiți foarte atenți și să aveți mult discernământ în alegeri, în opțiuni. Pentru că eu vă încredințez ca arhipăstor, și nu numai eu, ci și preoții și dascării de bună credință, dascării cu conștiință curată și cu simț de responsabilitate, că numai educația întemeiată pe credința creștină, pentru care a fost crescuți și educați, numai acea educație poate să se bucure de roade care să vă ofere vouă pace și mulțumire sufletească. Cu aceasta închei și vă doresc tuturor înțelepciune, în primul rând, succes, putere de muncă, sănătate, putere de muncă și mult curaj. Mult curaj în înfruntarea problemelor care vă confruntați și vă veți confrunta de acum încolo. Și mulțumim pentru bucuria de a fi fost împreună. De asemenea, mulțumim dascărilor și celorlalți factori de răspundere cărora le pasă de educația dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți viitorul și a societății și al bisericii. Intenția voastră să primiți astăzi cea mai înaltă distincție pe care o poate acorda
liceul Ioan Slavici Panciu, prin statut, prin regulamentul de ordine interioară, și anume trofeul Ioan Slavici, însoțit de o diplomă de onoare, și să acceptați rugămintea de a ne lăsa câteva gânduri în cartea de onoare a instituției. Vă mulțumesc din tot sufletul, Doamne ajută și să ne trăiți cu bine. Și o voi face cu plăcere. După cele 10 luni de când am poposit aici pe meragurile Buzoiene și Vrințene ca arhipăstor, sigur că au fost multe activități de împlinit și diferite, diverse și diferite în același timp. Acum dau slavă lui Dumnezeu că s-au conturat câteva dintre ele și au ajuns la bun sfârșit. Și nădăjduiesc ca după 12 februarie, când se vor încheia și lucrările organismelor centrale bisericești, mai avem de lucrat acum, mai ales în ce privește relatarea activităților desfășurate la nivelul fiecărei eparhii, deci după ce mă voi întoarce de la București, să pot să-mi fac un program mai disciplinat, în care să pot cuprinde zile de lucru cu colaboratorii mei consilieri, după aceea protoierei, audiențe, dar și vizite pe teren. În cadrul vizitelor pe teren, în eparhie, se vor înscrie și aceste întâlniri cu tinerii la diferite școli. Îmi va face multă plăcere pentru că vreau să încredințez încă o dată pe copii, îmi pasă, îmi pasă de voi. Și îmi doresc ca voi, care sunteți acum mai mici, fie că sunteți la școala generală sau la liceu, veți fi credincioșii de mâine pe care se va vizui biserica noastră strămoșească. Și îmi doresc din tot sufletul să fiți oameni de plin, oameni echilibrați, oameni responsabili, care să faceți lucruri bune, în societatea românească, care, așa cum vedeți, este destul de bulversată din multe puncte de vedere și avem nevoie de stabilitate. Voi puteți fi oamenii de mâine care puteți da stabilitate și continuitate lucrurilor bune în societatea românească. Fiți binecuvântați și vă mulțumesc pentru acest trofeu. Încet, încet o să facem la arhiepiscopii, mai ales că am finalizat și lucrările de renovare a Palatului Episcopal. Facem un colțișor special pentru astfel de trofee, astfel de distinții care nu neapărat îi se acordă mie ca persoană, ci instituție bisericești ca atare, pe care eu, împreună cu părinții, ne străduim să o reprezentăm și să o slujim cu cinste și devotament. În al preasfinția voastră, distinși invitați, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la acest eveniment important atât pentru comunitatea locală și în special pentru învățământul păncean. Prezența dumneavoastră aici sporește prestanța acestui eveniment și de aceea îmi doresc ca aceste dezbateri să fie organizate an de an pentru a ajuta tânăra generație și nu numai să progreseze din punct de vedere spiritual. Preocupările și problemele din învățământul păncean nu sunt doar ale cadrelor didactice ale elevilor, ci sunt și ale administrației locale. Și spun acest lucru deoarece acestea nu sunt doar vorbe, ci și fapte. Mă refer în principal la investiția care se desfășoară în acest moment în orașul Panciu, Edu Panciu,
Educație și Cunoaștere, un proiect pentru extinderea și dotarea Liceului Ioan Slavici. Datorită acestui proiect, Liceul Ioan Slavici va avea 16 laboratoare. Concomitent, va fi creată și o sală multimedia, o bibliotecă media, precum și un laborator foto și o mini-tipografie. Tot în cadrul acestui proiect ne vom bucura și de înființarea Muzeului Ioan Slavici Panciu. De asemenea, am investit și am sprijinit întotdeauna activitățile școlare și extrașcolare. Mă refer aici la sprijinul necondiționat pe care administrația locală l-a acordat trupei de teatru Prota, corului Cantabile, la fel cum părintele protopop Vasile Dabija a sprijinit corul Sfântul Nectarie. Mulțumesc încă o dată înalt preasfințite părinte arhiepiscop și tuturor celor care ne-au acceptat astăzi invitația și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim și la anul sănătoși și să ne bucurăm de proiectele realizate în anul 2014. În încheiere, îmi revine onoarea și deosebita plăcere în același timp de a vă oferi cea mai înaltă distincție a orașului Panciu, și anume placheta orașului, pe care sperăm că de câte ori o veți privi, vă veți aduce aminte de clipele minunate pe care le-ați petrecut în mijlocul nostru. Vă mulțumim! Mulțumesc la rândul meu, domnule viceprimar, pe care am avut prilejul să-l întâlnesc de mai multe ori și știu, atât din mărturile părintelui Pătrăreu, cât și ale vrednicului de pomenire primar, Ion Petre, care s-a prăpădit așa cum știți, un om pe care l-am respectat, că viceprimarul este un om destoinic, un om indicat, și un om foarte apropiat de biserică și un om credincios. Când în fruntea unei comunități se află astfel de oameni, există speranță că întotdeauna pentru mai bine. Și de aceea îl felicităm pentru ceea ce face în sprijinul comunității și îl îndemnăm să nu se lase descurajat niciodată, chiar dacă pe parcurs vor apărea obstacole. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ele pot fi depășite. Și întotdeauna, când ai credință și voință, primești putere de la Dumnezeu și le biruiești de toate. Și, în primul rând, să-mi exprim și eu satisfacția pentru faptul că sunt aici, alături de dumneavoastră, alături de pânceni și de tineretul din Panciu, de elevi. În numele președintelui Consiliului Județean și al Consiliului Județean, vreau să vă îmânez o invitație, pentru că sunteți o prezență din ce în ce mai lunară, deci, poate chiar și săptămânală în județul Vrancea, o invitație la evenimentul care va avea loc în data de 24 ianuarie, sărbătorirea celor 155 de ani de la înfăptuirea Unirii Țării Românești cu Moldova. Vă așteptăm cu drag și suntem onorați să fiți alături de noi în această măreață zi a poporului român. Da. Noi vă mulțumim, și sperăm într-o cooperare fructuoasă, rodnică, spre binele de altfel cu domnul președinte Marian Oblișan, am avut întâlniri și ne-am propus ca împreună, asta a fost propunerea pe care am făcut-o, ca împreună să înscriem o pagină de istorie aici, în județul Vrancea, pornind cu catedrala, cu desăvârșirea lucrărilor la catedrala orașului Focșani. Și apoi mai vedem noi ce urmează. Dar acesta este un obiectiv foarte important la care trebuie să dea concursul fiecare factor de răspundere din județul Vrancea, pentru că este o zonă ca
care stropite cu sânge de martiri, pe care au adăpostit cuvioși părinții sihaști și merită pentru demnitatea credincioșilor din țara Vrancei, așa e nevoie să fie desăvârșită această lucrare de care s-a început și pe care, cu ajutorul Dumnezeu, vom desăvârși. Amin. Vă mulțumim pentru aceste clipe de bucurie și înălțare sufletească și vă doresc să aveți un an bun, cu sănătate, putere de muncă și multe rezultate frumoase, ca să avem cât mai multe prilejuri de întâlnire și de bucurie. Și eu vă promit că mă voi strădui să fiu mijlocitor.